sub denumirea de Cupa Prieteniei, jucătorul de la CSS din Nicogolescu Mușcelul Câmpul Lung, Liviu Hapain, a ținut ca la sfârșit de an să le facă o bucurie elevilor de la grupul școlar I.C. Petrescu din localitatea sa natală Stâlpeni, mai exact celor care practică fotbalul și tind spre o carieră în acest sport. Astfel, vineri, săptămâna trecută, a invitat trei echipe, Dacia Mioveni, CSS din Nicogolescu Mușcelul Câmpul Lung și FC Stâlpeni, iar alături de selecționata de elevi de la I.C. Petrescu a organizat un 4-la-ter chiar în sala de sport a școlii din localitate. Pe parcursul turneului s-au înregistrat următoarele rezultate. Mușcelul Câmpul Lung, Dacia Mioveni 2-2, 2-0 după executarea loviturilor de departajare. FC Stâlpeni I.C. Petrescu 8-3, Dacia Mioveni I.C. Petrescu 3-1 în finala mică și FC Stâlpeni Mușcelul Câmpul Lung 6-3 în finala mare, meci din care urmăriți aceste imagini. Câștigătoarea turneului a fost așadar selecționata FC Stâlpeni, echipa la care au evoluat printre alții Ilie Baicu, Iulian Vladu și Cristi Bratu, jucători cu numeroase prezențe și pe prima scenă a fotbalului românesc pentru Dacia Mioveni, Poli Iași sau FC Argeș. Am făcut-o în primul rând pentru copiii de la liceu, să vadă și ce înseamnă să vadă fotbaliștii de Liga 2, chiar de Liga 1, unii dintre ei care ne-au invitat, prieteni de-ai mei, și în ideea asta m-am gândit. A fost greu să-i convingi pe o parte mulți foști tăi colegi de la Mioveni ca să vină? Nu, în câteva zile am sunat 2-3 băieți și după aceea s-au organizat ei. Cu acceptul domnului primar, mă gândesc al clubului și acțiunile acestea binevenite întotdeauna. Privind competiția, ești mulțumit? De ce? Foarte mulțumit. De copiii de la liceu, în primul rând. Și care, datorită doamnei directoare Nedelcu, care le permite să desfășoare și alte activități în cadrul școlii, fotbal în sală. Colegii tăi de la Câmpul Lung s-au prezentat, au jucat finala. Da, au jucat foarte bine, foarte bun. Dar mai bun noi că ei. Mai experimentați. La turneul de la Stâlpeni și Dacia Mioveni a deplasat un lot valoros de jucători la acest turneu, titular de drept în Liga Secundă, Mihai Olteanu, Roberto Aiza, dar și foștii jucători de la Câmpul Lung, Bogdan Stoica și Marian Miulescu.